domnișoară, te rog frumos, mă lași să filmez. Eu atât aș cer în viață. Una bucată pisică, una bucată vecin care pornește motocicleta, deci să înceapă un veritabil clip cu accidentele de rigoare, pisici, vecini, câini și alte chestii, după cum v-am obișnuit. Stați așa o secundă. Ce vrei, mă, mamă, tu? În clipul de astăzi, dacă mai simțiți mișcări de genul, este nieve pe trepied, așa că da. Deci, în clipul de astăzi, doamnelor și domnilor, am să vă răspund la întrebările cele mai puse, cele mai frecvente de când v-am dat știrea că sunt însărcinată, de când fac clipuri despre sarcină în nieve, te rog. Au fost câteva întrebări foarte repetitive, așa că le-am luat pe alea și am zis, hai să facem un clip. O să încerc să fac clipul ăsta cât de des îmi cereți voi asta, gen, dacă sunt întrebări care nu se repetă, vă răspund direct în secțiunea comentarii, dar dacă sunt întrebări precum cele de astăzi, care se repetă foarte mult în ceea ce mă privește pe mine și pe voi, nu numai pe YouTube, cât și pe Instagram, Facebook, TikTok, pe unde mai sunt eu activă, o să încerc să fac un clip de genul în care să vă povestesc, în care să vă răspund la întrebările respective. Bun, începem, ca să nu o lungim această situație, începem cu prima întrebare, care a fost o întrebare, cred că am pus-o pe primul loc din acest motiv, cea mai pusă întrebare pe care am avut-o de când v-am anunțat că sunt însărcinată, cel puțin la primele clipuri a fost cea mai des întâlnită întrebare. Elena, cum ai reușit să rămâi însărcinată și cum stă treaba în ceea ce privește ovalele polichistice? Dă-ne câteva sfaturi. Deci asta a fost mereu pusă în comentarii, întrebarea asta. Cum ai reușit și dă-ne câteva sfaturi celor care suferim de ovare polichistice ca să reușim și noi la rândul nostru. Și am să vă spun atât, nu există o rețetă a succesului în ceea ce privește sarcina și ovarele polichistice. Știți prea bine că și noi ne-am chinuit pentru că nu a fost ceva ușor, dar ce vă pot spune cu certitudine, lucrul ăla care, să spun așa, cred eu că a fost lucrul ăla definitiv, a fost liniștea și pacea mentală, interioară, exterioară și așa mai departe. Odată ce am decis, v-am spus și în primul clip sau în al doilea clip de sarcină, în momentul când am decis că nu mai vreau stres cu privire la tema asta, totul s-a liniștit și am rămas însărcinat. Liniștiți-vă și nu mai fiți stresate pe tema asta și lăsați totul în voia sorții. Dacă vă e sortit să aveți copii, veți avea. Știu că e greu ce spun acum, pentru că eu am trecut prin treaba asta și știu foarte bine ce vorbesc, dar lăsați totul în voia sorții și nu vă mai stresați pe treaba asta. Cu cât vă stresați mai mult pe treaba asta, cu atât veți încetini situația. Relaxați-vă, că asta e tot ce contează și ăsta e sfatul meu prioritar. Relaxați-vă și luați lucrurile ca atare. Când va fi să fie, va fi și când, băi, stai mă cu minte, și când veți fi sortite, să fiți mămici, veți fi. Deci nu există o rețetă a succesului, nu am luat nici tratamente, nici absolut nimic cu privire la treaba asta. E adevărat că cu Alex a fost mult mai ușor decât cu al doilea bebeluș, dar, repet, la al doilea bebeluș că a fost mai greu, totul a ținut de o relaxare a mea interioară, exterioară, din toate punctele de vedere. Și lăsat totul în voia sorții. Bă, dacă e să mai fiu mămică, voi fi, dacă nu, asta este, ne oprim aici, nu-i bai. Deci, relaxare, ăsta ar fi cuvântul magic, îndemnul meu, să vă relaxați din toate punctele de vedere, că odată ce lăsați totul de cum vă e sortit, veți reuși cu siguranță. Și o altă întrebare care derivă de la asta și e foarte pusă la mine în tot ce înseamnă internet. De ce atâta de diferență între copii? Adică eu cred că v-am mai povestit la un moment dat cu diferența asta de vârstă. Eu o aveam clară de la început că nu vreau copii unul după altul. Pentru mine nu era o variantă, o alternativă. Nu a fost niciodată, deci nu. Că îi crești împreună, că au cu cine să joace, nu. Pentru mine treaba asta a fost exclusă din prima, pentru că noi am făcut copii să ne bucurăm de ei și să ne bucurăm îndeplin de copilăria lor. Ei bine, dacă sunt doi, de aceeași vârstă, ai mai mult stres pe perioada asta decât o bucurie, satisfacție și dedicare întru totul acelui copil, cel puțin din punctul nostru de vedere. Așa că noi până pe la 6 ani, 5-6 ani, hai să zicem 7, nu ne-am gândit la al doilea copil, am zis 7 ani de fericire maximă cu primul copil, iar apoi ne gândim dacă este cazul să mai avem unul.
Evident că după 7 ani ne-am mai dorit să trecem prin experiențele pe care le-am trăit cu Alexa. Alexa este destul de mare, destul de responsabilă. Simțim că de la acea vârstă am simțit că e ok să mai trecem încă o dată prin perioada asta de creștere a unui copil și să-i dedicăm și lui timpul prețios pe care l-am dedicat Alexei. Deci pentru noi nu a fost o alternativă copilul unul după altul sau ideea asta de creștere împreună, că nu. La noi a fost ideea că noi facem copii să ne bucurăm de ei, de copilăria lor și de toate momentele lor și să avem timp să ne bucurăm de toate momentele lor, de fericire, nu știu, năzdrăvănii ce fac, deci tot ce înseamnă creșterea unui copil și nu regret niciun moment. Da, este o diferență foarte mare între Alexa și surioara frățiorul ce va fi, pentru că evident când ne-am apucat noi să facem treabă nu s-a putut din prima și a durat mult timp și ea ca când se va naște cel de-al doilea copil, Alexa va avea 9 ani. Nu e o diferență să zici, vai, 15, 20, nu știu. Dar totuși este o diferență. Vor avea jocuri în comun, să spun așa, nu vor petrece timp în comun jucându-se, că aici este ideea, dar vor avea, să zic așa, pe cineva. Când noi nu vom mai fi, vor avea, dacă Dumnezeu dorește, evident, pe cineva. E relația aia de adult pe care o vor avea și relația. De exemplu, ăsta micu se va naște, Alexa va fi viața lui, vă dați seama. Iar Alexa va învăța să fie mult mai responsabilă. Asta nu include că ea va crește copilul, că asta e exclus total. Alexa nu va avea nicio treabă cu... Nici măcar să ai grijă de fratele tău, asta este exclus. Vom vorbi la un moment dat și despre treaba asta, dar... unde vreau să ajung cu ideea e că va fi o diferență de vârstă, se va cunoaște, dar... Ideea e că se vor bucura altfel unul de altul. Deci nu va fi creșterea aia împreună, ceva sau de pe funda Dumnezeule, că se joacă împreună și așa mai departe. În schimb, vor avea alte amintiri mult mai prețioase. Alexa va ține minte tot, absolut tot ce înseamnă bebelușul nou, iar bebelușul nou va crește cu Alexa deja mare. Deci vor fi cu totul și cu totul alte senzații, alte trăiri. Ca să concluzionez ideea, noi niciodată nu ne-am dorit copii unul după altul, am mers pe o altă perspectivă a vieții, să spun așa. Avem timp ca să ne putem ocupa și de copilăria celui de-al doilea copil și vor avea timp o viață întreagă să fie împreună, ca să concluzionăm ideea asta de diferență de vârstă. Pentru noi nu e o problemă la momentul de față, ci dimpotrivă o bucurie că după atâția ani ne putem bucura toți trei de un bebeluș. Și dacă ar fi să mai fie altul, ceea ce nu cred și nu e cazul, iar o muscă, Dumnezeule, să știți că tot așa ar fi. După mulți ani să avem timp să ne bucurăm de al doilea, dar nu cred că va mai fi cazul. Bun, de ce aplicații folosești pentru monitorizare? Băi, n-am adus telefonul să vă vorbesc despre aplicațiile pe care le folosesc eu în momentul de față, să aduc telefonul. În ceea ce mă privește, aplicațiile pe care le folosesc, practicamente acum sunt două, la început erau trei, foloseam un calendar de menstruație pe care îmi scriam eu, anotam eu menstruația pur și simplu. Și când am rămas însărcinată, am apusat că sunt însărcinată și acum îmi spune de cât timp sunt însărcinată și atât, nimic altceva. Și se cheamă, toate sunt în spaniolă, adică lucrez pe treaba asta. Unul se cheamă Mi Calendario, după care am două pentru sarcină, unul se cheamă Baby Center, nu știu dacă se observă ăsta de aici, și mai am unul Embarazo Plus, care ar veni tradus sarcină plus. Dintre ambele, să știți că Baby Center îmi place mai mult, pentru că în fiecare zi ai ceva nou de învățat de pe aplicația asta. Nu numai că îți monitorizează, între ghilimele, sarcina. Uite că o să intrăm puțin în aplicație. Îți arată, uite, cât de mare este bebelușul, cum arată burtica ta, bineînțeles în săptămâna respectivă îți spune de câte săptămâni, că acum nu focusează asta, uite cam pe aici, de câte săptămâni și zile ești însărcinată. Dacă apeși, de exemplu, să zicem, pe bebeluș, intri într-o aplicație și poți să vezi bebelușul de aproape, e un bebeluș fictiv, că nu e al tău normal. De exemplu, dacă îți spune aici cât de mare este bebelușul, cât un avocado, zice că este bebițul meu acum, burtica ta cum ar trebui să arate, iar în jos ai multă, multă informație, ca un blog așa,
despre sarcină, despre absolut toate informațiile cu pricina despre sarcină, dar și informații zilnice. De exemplu, astăzi ești de 16 săptămâni și 4 zile, cam asta ar trebui să ți se întâmple, sfatul zilei și așa mai departe. Îmi place mult aplicația asta, să știți. Și mai avem și un... câte zile mai ai până vei naște, undeva pe aici scrie mai lipsesc 164 de zile până vei naște, până la termen, cum ar veni. Copilul tău are 11 cm și 100 de grame. Deci e o aplicație destul de interesantă, care personal îmi place mult, de repet, e în spaniolă. Și tot în spaniolă mai am un Embarazo Plus. Asta nu e atât de completă pentru ca și Baby Center, e de la Philips Advent, mă sufocă, nebunesc. Asta îmi place mult de tot pentru că are aici un bebeluș 3D și când intri să-l vezi, îți arată exact cum ar arăta bebelușul tău, evident, în săptămâna respectivă, cu zilele respective și așa mai departe. Și îmi place să vin să mă uit la el, că, nu știu, am eu o senzație așa, că uite mă, așa arată și al meu, știi? După care am aici... tot așa, un cronometru din ăsta, mai ai 23 de săptămâni și 3 zile, ăsta lucrează cu săptămânile, nu cu zilele, după care, tot așa, ai informație gen un blog în care îți spun informațiile zilei, sfaturi, mai ai și chestii de anotat, ca un fel de agendă în aplicația asta, de exemplu, un jurnal personal, dacă ai programări la medic și așa mai departe, le treci în aplicație. Eu folosesc doar ideea asta de bebeluș virtual, că îmi place mult, dar dacă ar fi să aleg, rămân la Baby Center, că îmi place mie mai mult din toate punctele de vedere. Îmi trimite și informații pe e-mail de sfaturile zilei și mi se pare o aplicație destul de decentă. Nu știu în limba română ce aplicații să vă îndemn să urmăriți, pentru că momentan nu folosesc așa ceva și astea sunt singurele aplicații pe care le folosesc pentru monitorizarea sarcinii. Informații, pentru că vezi tu, vremurile s-au mai schimbat. În ceea ce privește sarcina, imediat o să vedeți că eu urmez cam aceleași reguli ca și la Alexa, nu sunt mari schimbări, dar niciodată nu-i târziu să înveți. Așa că îmi place să aflu cam tot ce e nou în domeniu. Bun, că vă spusei și cu aplicațiile, eu am un caiet aici în care am scris întrebările cele mai frecvente. De ce întrebarea asta? Întrebarea numărul 4. Cred că, Dumnezeule, de când am anunțat că sunt însărcinată, s-a găsit cel puțin o persoană, două, trei, la fiecare video, la fiecare postare de-a mea pe toate rețelele socializare să mă întrebe despre pisici. Hai să dezbatem toxoplasma, să cheamă, stați așa. Toxoplasma este boala care se transferă de la pisici la animale, evident, dacă atingi fecalele animalelor și nu numai. Situația la mine stă destul de bine, din acest motiv nici nu am dezbătut tema cu văicăreală și cu preocupare până acum, pentru că da, este o temă destul de serioasă. Dacă nu ați trecut prin boală, e foarte periculoasă, pentru că noi am avut o întâmplare cu sarcina Alexei, schimbându-ne de la un spital la altul, că ne mutasem în perioada aia. Medicul nu știa că eu trecusem prin boală, ceea ce implica o perfectă stare de sănătate, pentru că dacă treci prin boală, atât animalele cât și umanii, oamenii, nu mai au treabă cu boala. Chiar dacă mai au contact cu ea, nu au treabă. Deci, eu înainte să fiu însărcinată cu Alexa, am avut deja boala, trecusem prin ea. În primele analize de sânge mi-a ieșit că am toxoplasma în sânge, în circul, am trecut prin boală, practic, ceea ce nu implică niciun fel de problemă pentru nicio sarcină și pentru nimeni care ia contact cu mine. Dar, repet, că în prima sarcină, când ne-am mutat de spital, medicul nu văzuse primele analize și ne-a chemat la o discuție foarte serioasă. Ne-a luat prin surprindere, evident, aveam vreo 6 luni, ceva de genul, și a ieșit lui în analizele de la 6 luni că am toxoplasma asta minunată și a început să ne spună ce riscuri sunt, să ne pregătim mental, pentru că copilașul nu va ieși sănătos, va trebui medicat toată viața într-un caz foarte, foarte bun, deci și în cazul cel mai bun copilul va ieși cu ceva probleme. Și în general afectează fetul, mai ales dacă este boala luată în primele 3 luni, în primul trimestru. Dacă ai luat boala, e grav de tot, este cu malformații, probleme la cap și așa mai departe. E mai ușor de trecut de făt
în celelalte trimestre, 2 și 3, dar în primul e horror. Și eu cum îl luasem practic în primul, în ideea lui, era horror situația. Și vă dați seama că eram atât de speriați că eu la un moment dat, cred că Dumnezeu mi-a trimis așa o palmă și spune revină-ți, aveam dosarul cu mine, cu toate, tot ce aveam și am spus, domnule doctor, eu am trecut prin boala asta de care îmi vorbiți, care se ia de la animale, adică mie mi-e sunt primele analize că am trecut prin boală. A, da, arată-mi analizele, am arătat analizele și... Cert era că da, atunci nimic, uitați tot. Adică noi acolo transpirați și morți de frică, vă dați seama, uitați tot, știi? Deci, din punctul ăsta de vedere, trecând prin boală odată, că odată în viață treci prin treaba asta, nici nu simți tu ca mamă dacă e în timpul sar și nu simți absolut nimic și nici înainte nu simți absolut nimic. Doar poate o ușoară febră sau ceva pe sistem mucos, minim. Deci minim, minim. E bine, când iei boala asta în timpul sarcinii, e periculos pentru făt. Pentru mămică, repet, nexam, nimic. Așa că nu fac griji în ceea ce privesc pisicile, mai ales că eu nu ating fecalele lor. Și da, mai intră în casă, ați văzut după nieve, asta nu mai în casă stă și trebuie să vă spun că ea este companiera mea. E colega mea de suferință, deci eu cât am suferit și am stat la pat însărcinată, deci ea nu s-a mișcat de lângă mine. Ea nu ieșea nici să mănânce, nici să bea apă, să stea lângă mine, lângă burta mea. Deci pisica asta, toată lumea se miră de ea, pentru că pur și simplu e o pisică mai mult umană decât pisică, nu știu cum să vă explic. Pur și simplu a fost colega mea de suferință cât am stat eu la pat sau dacă mă vede întinsă și simte parcă că mă simt rău, ea se pune lângă burta mea și nu se ridică de acolo până nu m-a ridicat eu. Deci, din punctul ăsta de vedere, n-ai cum, frate, n-ai cum. Și mai ales dacă, hai să zici că ale mele stau mai mult pe afară. Am 6 pisici, ca să revin la ideea asta. Cam toate stau afară, numai nieve. Intră în casă că ea e dependentă de noi, ea nu poate să trăiască. Ea la alții sunt, își trăiesc viața, nu știu cum să zic. Vin în casă doar diminețile dacă e rece pe afară și cam atât. Dar asta nu, asta e sub orice critică, asta trebuie să fie, vine zgârie la ușă, stă. Nu doarme nici ea în casă, că nu-i place să doarmă în casă, doarme afară că umble nopțile. Dar ea frecventează mult casa și e cea mai iubită și umblă pe aici printre noi. Deci contactul meu cu pisicile e absolut inevitabil, având 6. Adică, vă rog frumos, dar știind și vorbit deja cu moașa că am trecut prin boală, nu e o problemă. Asta nu înseamnă că trebuie să stau acolo în caca la pisici toată ziua, înțelegeți-mă și pe partea asta. Te ferești oarecum de ele, mai ales dacă le vezi murdare, că astea umblă. Astea nu-s pisici de-astea de apartament, astea umblă plin șoareci, adică te ferești, că nu ești nici de aia nebună. Dar asta, cum știu că e mai cu minte, o lăsăm în casă, dar totuși am oarecare atenție la animale în perioada asta și nu numai, și la oameni, și la oameni răciți, adică deja am pus pe aici că nu calcă nimeni pragul dacă e răcit, oameni străini nu-mi intră în curte, deci trebuie să ai oarecare grijă când ești însărcinată. Dar ca să terminăm și să concluzionăm situația cu pisicile, eu am trecut prin boală, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a pregătit dinaintea Alexei cu treaba asta. Și acum sunt bine, mersi. Repet, mă îngrijesc că nu sunt nici cu capul, dar să zicem că sunt mai liberă din punctul ăsta de vedere atât alimentar, că știți, carne crudă, chestii, tot așa din cauza asta, nu trebuie să mănânci, eu dacă mi-e poftă mănânc, nu știu cum să vă spun. Așa am mâncat și cu Alexa, așa mănânc și cu acest bebeluș. Am concluzionat. Am trecut prin boală, nu mi-e frică de nimic și am vorbit 10 minute pe tema asta. Oh my God, mi se pare absolut perfect. Ce m-a pus întrebare? Ce ai și ce nume îi vei pune? Am mai discutat despre tema asta, încă nu știm pentru că nu vrea să ne arate tăcât. În ianuarie avem următoarea ecografie, dacă e să știm, vă anunțăm. Iar nume, pur și simplu, suntem praf. Nu am avut fluturaș în stomac până acum cu niciun nume pe care l-am găsit pe aici pe acolo, așa că vă aștept în comentarii să ne dați idei de nume, de copilaș, că habar nu avem, suntem praf la capitolul ăsta. Nu vrem să fie poreclit, nici prescurtat să sune rău sau să aibă diminutive sau, de exemplu, Fane, Ștefan sau Leana de la Elena. Nu, vrem să fie ceva care să fie pronunțat în toate limbile la fel.
hai că cu un accent diferit, dar să nu fie pocit. Știi că, uite, de exemplu, Alexa se pronunță peste tot la fel, Melania se pronunță aproape peste tot la fel, pentru că, de exemplu, spaniolii zic Melania, românii spun Melania, englezii spun Melanie sau ceva de genul, Melania, tot cam așa. Deci e pe acolo, nu sună urât. Cam asta e ideea și cu al doilea copil. Trebuie să fie un nume potrivit și ca să nu fie, să nu sune urât. Ai început să cumpere? Altă întrebare. Arată-ne cine ce ai cumpărat. Ce cumpere? Dragii mei, ca și cu Alexa, până nu aflu ce este, nu cumpăr. Și de data asta, cred că nici după ce aflu, n-o să cumpăr. Pentru că nu mai am frenezia ca la primul. La primul eram obsedată. Vedeam body-uri, vedeam hăinuțe de copil și pur și simplu eram dementă. E adevărat că am acum un împingător de la spate, care atunci când mergem pe la magazine cu hăinuțe de bebeluși, mami, uite ce frumos, hai să cumpărăm, dar mă abțin, mă abțin și sper să mă abțin cu brio până mai încolo, pe la 7-8 luni, când se apropie termenul, când are rost să cumpăr înainte, că știu ce greșeli am făcut cu primul, câte chestii pe care nu le-am folosit am cumpărat și nu aș vrea să se mai repete, că n-are rost, știi? Așa că încă aștept. Când o să vină momentul să încep să cumpăr, evident că vor urma haul-uri și vor urma multe informații despre cumpărături, dar momentan nu am ajuns la capitolul cumpărat de haine. Multă lume mă întreabă dacă o să filmez nașterea, dacă o să filmez din spital, dacă o să vă arăt imediat cum scot copilul din pântec, o să vi-l arăt. Dragii mei, nu știu. Nu știu absolut nimic, nu am programat absolut nimic cu referire la naștere, pentru că nu știu cum va fi, nu știu cum va fi și nu știu dacă voi putea să fac lucrul ăsta. N-am putut cu Alexa și nici... Nu. Alexei de-abia am reușit să-i fac câteva poze în spital, ca să vă dați seama. Și atât. N-am filmat-o în spital. Acum pare rău, evident, dar momentele alea nu erau pentru așa ceva. Ceea ce cred că se va întâmpla și de data asta. Evident că vă voi povesti experiența mea cu nașterea și așa mai departe, dar nu cred că voi filma cum iese copilul de acolo, știi? Atât de explicit, nu, pentru că în momentele alea nu cred că sunt eu capabilă mentalmente să fac treaba asta. Și în spital, depinde cum mă simt. Cu Alexa m-am simțit destul de rău. De data asta aș vrea să nu mai vină nimeni la spital să mă vadă, pentru că nu e plăcut personal să ai vizită la spital. Eu știu că e frumos și că toată lumea vrea să vadă bebeluș așa, dar eu cred că anul ăsta, nu, cred că de data asta o să le spun tuturor să stea acasă, să mă aștepte acasă, nu știu cum să zic. Așa că, având experiența de data trecută, nu cred că voi mai face la fel. Cel puțin cu filmatul și cu postatul mai rămâne de văzut cum mă voi simți. Deci totul depinde de cum mă voi simți în zilele respective. Nu promit nimic pentru că habar nu am cum va fi. Cezariană sau natural? Altă întrebare minunată, extraordinară. Voi știți că... stați așa, să încep cu începutul. Voi știți că cu Alexa am avut cezariană. Dar să începem cu începutul. În Spania... cezariana este făcută doar în cazuri de urgență, adică nu e că ai tu chef să faci cezariană, ci pur și simplu dacă copilului este rău, dacă viața copilului este pusă în pericol la mamă și așa mai departe, faci cezariană, dacă nu, nu. Deci nu e alegerea mea dacă voi face cezariană sau nu, este vorba despre starea de sănătate, repet, a copilului și a mea. Cu Alexa așa a fost, pentru că nu au decurs lucrurile cum trebuiau și a trebuit să fac cezariană, dar recuperarea a fost oribilă, ceea ce mă face să-mi doresc să nu mai trec prin experiența aia, pentru că timp de o lună, ca să vă dați seama, o lună, eu n-am putut nici să-mi ridic copilul să-l alăptez de dureri ce aveam la operație. Și nu numai, nu numai, că aveam și alte dureri, vai de capul meu. Plus, alăptarea a fost foarte grea, pentru că, evident, nefiind o naștere naturală, foarte greu. Eu am vrut din răsputeri să fie alăptare naturală. A fost foarte, foarte greu la început, așa că, practic, eu n-aș mai vrea să trec prin experiența asta, dar...
acum depinde totul de cum se va comporta bebelinul și cum va fi sarcina până la sfârșit, că nu depinde de mine. Dacă totul merge normal și fără complicații, mi-a spus și moașa că mergem pe natural. Chiar după cezariană vom merge pe natural, mai ales că a trecut mult timp de atunci și este posibil să naști natural după cezariană fără niciun fel de problemă. Așa că ideea momentană e că vom merge pe natural. Acum că se întâmplă iarăși neprevăzutul ca și la Alexa, n-avem ce face, luăm situația ca atare, dar repet, recuperarea după cezariană personal a fost oribilă, așa că aș prefera să am și experiența asta cu natural, deși mi-e frică, recunosc, oricum mi-e frică de ambele și de aia și de aia, că știu că e oribil, dar impune puțin respect situația, știi, așa că ce-o fi, o fi. Vă anunț, pe la sfârșitul sarcinii, când mă apropii de termen, vă anunț dacă o să fie cezariană sau natural, dar repet, nu e decizia mea personală. Personal vreau să merg pe natural, dar dacă nu se poate, nu se poate. Spital privat sau de stat? Că și asta mă întreabă foarte multă lume și vă spuse în ultimul clip despre sarcină, cred, sau ceva de genul, că eu merg la spitalul public. Adică nu am până în momentul de față nimic la privat. Momentan sistemul de sănătate în ceea ce privește naștere gravidă și toate cele e destul de ok. Până la pediatrie, sistemul sanitar spaniol e destul de ok. Mă refer aici de la spitalul în sine, de la tot ce înseamnă spitalizare, până la cum se poartă doctorii, asistentele cu tine. Deci prima experiență cu sarcina, nașterea și tot a fost extraordinară și acum, până în momentul de față, totul decurge minunat. Dacă s-a întâmplat, eu știu, vreo calamitate, să nu pot naște într-un spital de-asta zi de stat, că vezi, Doamne, mai vine vreo epidemie, pandemie, mai știu eu ce, că totul e posibil în ziua de astăzi, probabil voi naște în altă parte, dar merg pe ideea că voi merge la public până la sfârșit, că doar de-aia plătesc taxe și impozite, nu știu cum să zic, dar ideea că merg la public și e destul de ok, e destul de bine. N-am niciun fel de problemă cu spitalele publice momentan. Iar ultima, nu neapărat e un cumul de întrebări despre tratamente pe perioada asta de sarcină, suplimente alimentari, vaccinuri și alte nebunii. Deci între motociclete și avioane eu nu pot face clipul ăsta cum trebuie până la sfârșit, nu-i așa? Stați așa să treacă ăștia și revin. Am revenit. Vorbim despre, în general, chimice, pastile comprimate, adică chimice în mod normal. Bun, începem cu chestiile când m-am simțit rău, a trebuit să iau antibiotic, un antibiotic destul de normalit, între ghilimele, după care a trebuit să iau ceva pastile de vomă, antibioticul nu-l țin minte și l-am luat decât o săptămână, iar pastilele pentru vomă și stări de vomă a fost Caribanul, care ți-l recomandă medicul, și încă unul, dar nu mai știu, și am luat decât unul. Adică n-am luat două deodată și deodată ce mi s-au terminat senzațiile de vomă, de vomă prioritar, nu le-am mai luat. Adică cum am simțit mai bine, gata, am terminat cu ele. După care, în afară de astea, niciun tratament, nicio pastilă, absolut nimic momentan. Mai departe, suplimente alimentari. Am luat acid folic în primele 3 luni și am terminat cu el, deși trebuie să le iei pe toată perioada sarcinii. Păi ce se întâmplă cu elicoptere, avioane, helicopter, deci Dumnezeu. Deci, să revin. Aceeași metodă am urmat-o și cu sarcina Alexei. Am luat acid folic primele 3 luni pentru că nu mâncam cum trebuie și nu mă alintam. Exact, nu mă alimentam cum trebuie și așa s-a întâmplat și pe perioada asta că nu am avut o alimentație extraordinară și n-am putut să complementez cu o alimentație sănătoasă lipsurile mele. Așa că am luat acid folic. Trebuie să le iei toată sarcina. Deci, țineți minte, trebuie să-l luați toată sarcina. Eu l-am luat primele 3 luni și m-am oprit. Așa se întâmplă și cu prima și cu a doua. Nu faceți ca mine, faceți cum vă spune medicul, da? Mie medicul mi-a spus să-l iau pe toată perioada sarcinii, eu îl iau decât primele 3 luni, că sunt eu mai deșteaptă ca medicul, nu știu cum să zic. Deci nu faceți ca mine, asta e un secret între noi aici și pe YouTube. După care, ce am mai luat? A, că vorbim și de unguente imediat. În ceea ce privește suplimente alimentare, gata, nimic altceva, pentru că încerc cu alimentația mea, cu fructele, cu legumele, cu tot ce am eu în alimentația mea să suplinesc, să fac bine corpului cu
cu ceva natural. Și aici mă refer din nou la fructe și tot ce mănânc eu în general. Că mai am eu poftă de dulciuri, că mai am eu poftă de carbohidrați așa mai de ăștia complexi. Dacă mi-e poftă, îi mănânc. Dacă nu mi-e poftă, fructe și legume proaspete la ordinea zilei și pe aia mâncare făcută de mine, nu știu cum să vă spun. Adică eu mă bazez pe treaba asta, pe toată sarcina, o alimentație cât mai sănătoasă. Și așa că nu iau suplimente de niciun fel, altfel, nici cu Alexa n-am luat, nici acum nu iau. Nu faceți ca mine, faceți cum vă zice medicul. După aia trecem la unguenturi, că și aici am primit multe întrebări. Pentru față folosesc de la Nala ingrediente naturale, pentru corp folosesc tot de la Nala momentan. Dar acum cum începe să-mi crească burtica, eu cu prima sarcină am folosit, de când a început să-mi crească burtica, am folosit uleiul de bebeluș. Am folosit Johnson, Johnson Baby, tipicul ăla verde pe care îl foloseam cu Alexa mai apoi. Ei, de data asta nu mai vreau să-l folosesc, pe acela vreau să cumpăr unul cu ingrediente naturale. Ce fac eu e când ies din baie, de la duș, când mă spăl, cu pielea încă udă, îmi aplic uleiul ăla pe unde începe corpul să se îngrașă. Burtă, coapse, picioare, brațe, sâni, în zonele în care pielea se extinde, încep să aplic uleiul ăla de bebeluș. Altceva nu mi-aplic. Nici măcar cremă hidratantă nu mai aplic odată ce încep cu uleiul, așa că momentan am o cremă cu ingrediente naturale de la Nala, o folosesc pe aceea și trebuie să caut acum un ulei de bebeluș, că, repet, din ăla folosesc, cu ingrediente mai ok, pentru că cel de la Johnson nu are chiar așa ingrediente ok. Cu Alexa l-am folosit, nu mi-a făcut rău, în schimb, ar vrea ceva mai eco, natural, ceva de genul, așa că când îl voi cumpăra, o să vi-l arăt și o să spun, uite, despre ăsta este vorba, ăsta folosesc. Și în rest, nu folosesc alte unguienturi, nu știu, nu mă dau cu alte creme supernaturale, super extravagante, mă rog eu, pentru vergeturi sau chestii de genul, nu m-am dat nici cu Alexa. E adevărat că îmi ies vergeturi, dar nu sunt nici pe partea de... sunt predispusă genetic să am vergeturi. Nu, dacă, de exemplu, în zona coapselor îmi ies vergeturi, pe burtă nu mi-au și nici cu Alexa și nici acum nu cred. Așa că nu folosesc creme speciale pentru treburile astea, doar uleiul de bebeluș și atât. Dar, repet, nu am o piele predispusă la anumite imperfecțiuni. E de reținut și treaba asta, că dacă suferiți de vergeturi, repet, mergeți pe natural, pe ingrediente naturale, dar cumpărați-vă produse speciale pentru treaba asta. Și cam astea ar fi întrebările la care am vrut eu să vă răspund de data asta. De fapt, întrebările care s-au repetat cel mai mult și am simțit nevoia să vă răspund așa într-un clip mai extins. Sper din suflet că v-am lămurit și, evident, dacă mai aveți întrebări de orice fel în ceea ce privește sarcina copil și așa mai departe, vă aștept în secțiunea comentarii, că mai avem clipuri de făcut despre tematica asta. Până una alta, eu vă doresc o seară minunată în continuare. Ne vedem miercuri pe la 7:30, cam așa, cu un daily vlog. Ne vedem atunci așadar. Până una alta, știți că postez și pe celelalte rețele de socializare, precum TikTok, Facebook și Instagram. Ne vedem și acolo, acolo postez mai des ca pe YouTube. O seară minunată în continuare. V-am pupat! Pa, pa!